rugându-te ca un fiu, partea întâi. Bună dimineața, prea iubiților! Știu că ați avut o săptămână bună. Am citit toate mărturile voastre de pe grup și este cu adevărat încurajator, așa că ceea ce vom face astăzi este asemănător, cum am zis în predica, cum să auzi vocea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte? Cum fiul aude vocea lui Dumnezeu, vocea tatălui, V-am spus că noul legământ, cred că am vorbit săptămâna trecută sau cu două săptămâni, am făcut partea întâi și partea a doua despre cum Dumnezeu Tatăl vorbește astăzi prin Fiul Lui în tine. Nu este din exterior, ci este înăuntru și El vorbește totul prin Duhul Sfânt, prin limbajul Fiului, care v-am spus că este ca muzica. Ești una cu El, ce vorbești, ce faci și ce auzi, Totul este ca o singură acțiune, la fel ca muzica. Totul este în tine. Acolo crezi. Așa că astăzi voi vorbi despre rugăciune și din nou o vom împărți în partea întâi și partea a doua. Și este uimitor. Vă va deschide ochii la o mulțime de lucruri și vom vedea cum în general inima mea este că tot ceea ce facem, chiar și în beloved, cultura vine din viață. Nu este o lucrare moartă. De aceea spun că atunci când distribui ceva mai departe, nu distribui mai departe ceva doar pentru că cineva ți-a trimis ceva. Dacă ți-a dat viață, ți-a adus un zâmbet, doar atunci distribuie mai departe dacă vrei. Altfel, e doar un cuvânt mort. Așa că astăzi ne vom uita când am venit în împărăție, unul din lucruri. Vom vorbi despre ce Isus, voi împărtăși puțin despre Evanghelie. De asemenea, în această primă parte, ce face rugăciunea ineficientă? Există cereri de rugăciune și oamenii trimit cereri de rugăciune, și de multe ori acele cereri de rugăciune pur și simplu cad la pământ. Și poți avea o sută de oameni, o mie de oameni care se roagă, și cum de nu se întâmplă nimic? Obișnuiam să mă uit mereu la aceste lucruri și apoi vedeam eficiența în lucrurile simple. Ce face întreaga cultură de cereri de rugăciune ineficientă? În Biloed, vrem ca totul să fie eficient, totul să fie din viață. Așa că ceea ce am făcut este că am luat fiecare verset din nou legământ. Acum v-am mai spus, când spun nou legământ, nu înseamnă Noul Testament și totuși am luat versete din întreg Noul Testament, dar noul legământ începe după ce Isus a înviat din nou. Care sunt cărțile care au fost inspirate și scrise după ce Isus a înviat? De la fapte înainte, romani, galateni, efeseni. Așa că am luat de acolo fiecare scriptură unde apostolii s-au rugat sau cuvântul rugăciune a apărut. Sau ei s-au rugat pentru că vreau ca ochii tăi să se deschidă cu privire la ce se roagă ei. Sunt situații în care oamenii vin pentru anumite cereri de rugăciune ce le au. Cum ar fi că am nevoie de un loc de muncă, am nevoie de o menajeră, am nevoie de anumite lucruri, chiar vor vorbi și despre sănătate și vindecări, și vreau să știți, în viața unui fiu, tatăl dorește un singur lucru, a vrut ca întotdeauna, ca toată lumea să primească toată moștenirea pe care o are pentru tine. Și știu că fiecare dintre voi toți doriți să primiți toate astea, dar datorită anumitor lucruri nu vedeți asta pentru că împărăția funcționează într-un anumit fel. Așa că vom lua adevăruri. O mulțime de înșelăciuni și decepții vor zbura pe fereastra afară. Vom citi fiecare verset, așa că vreau să fii una cu toate astea. Încearcă să nu ador, pentru că avem câteva scripturi de parcurs, așa că fii atent, nu te lăsa distras. Iar în partea a doua, va fi minunat. Va fi minunată. O voi face miercuri. Hai să ne uităm. <coughs> să începem cu scripturile pe care le-am pus în documentul de referință pe care vi l-am trimis. Așa că în prima parte vom discuta dacă apostolii s-au rugat pentru nevoi personale, și ale celorlalți sfinți este o cultură a împărăției sau vine asta din lume și despre ce se roagă ei așa că am luat fiecare verset și vreau să vedem despre ce se roagă ei cu adevărat și în partea a doua ne vom concentra asupra scopului pentru care Isus a venit cum primim de la Tatăl sau din împărăție cum îți primești moștenirea vom vorbi despre asta în partea a doua și cum vei primi răspuns la rugăciunile tale, adică, cum vei vedea acea împlinire? Mărturii uimitoare pe care le-am citit despre Clinton, care voia ceva, avea o dorință, și cum dorința lui s-a manifestat doar prin faptul că a fost prezent acolo. Recent am împărtășit. Vorbeam cu mama mea și am avut această dorință de a face pâine din nucă de cocos și nici măcar nu am știut că găsești făină de cocos pe piață. Nici măcar nu știam dacă există, dar doar i-am împărtășit că aș vrea să fac pâine din cocos sau pâine din migdale și dintr-o dată, acum, asta a fost o dorință ce a apărut în inima mea și după două zile am mers la un magazin să iau niște produse alimentare și n-am văzut niciodată să aprovizioneze cu asta. Nici măcar nu știam că există și dintr-o dată mă duc și văd o grămadă de pungi de făină, nu făină de grâu sau altă făină, ci multe pachete de făină de cocos. Și pentru că așa ceva să se întâmple, este așa de... Dumnezeu este atât de atent, Tatăl este atât de atent și v-am spus că pentru un fiu totul este. El este așa de conectat la fiul, Tatăl te iubește, și Tatăl este acolo să-ți împlinească fiecare dorință din inima ta, pentru că totul este El. Haideți să citim Marcu, capitolul 7, versetul 13. Aici vorbește Isus și vreau să încep cu asta. Spune că Isus le spune asta fariseilor, le spune oamenilor din jurul lui și el predică Evanghelia. El face toate aceste semne și minuni și fariseii nu puteau să primească, păcătoșii veneau și primeau, iar Isus se uită la ei și le spune, și anulați astfel cuvântul lui Dumnezeu, adică Scriptura, ceea ce înseamnă că nu dă roade în viața voastră, faceți fără efect cuvântul lui Dumnezeu prin tradiția voastră pe care o răspândiți și faceți multe alte lucruri de felul acesta. Așa că ce a spus Isus? Când nu are cuvântul lui Dumnezeu efect în viața cuiva. El spune că este prin tradiție. În altă parte spune că Pavel spunea oamenilor că știi atunci când încerci să câștigi ceva de la Dumnezeu, ai căzut din har. Asta înseamnă că promisiunea devine fără efect atunci când încerci să o câștigi. Dar sunt două lucruri despre care vorbește Biblia. Dar, astăzi vreau să mă concentrez asupra tradițiilor oamenilor. Știi că, în momentul în care ai devenit fiu al lui Dumnezeu, primești totul prin relație, de la El. Așa că vreau să vedem care sunt tradițiile care fac cuvântul lui Dumnezeu să fie fără efect, și vreau în mod special să vorbesc despre cererile de rugăciune. Nu pentru că sunt împotriva cererilor de rugăciune sau ceva de genul ăsta. Dar se face ca o lucrare moartă, și vreau ca toți cei din biserică să primească de la tatăl. Și dacă ți-aș spune că însuși actul tău impulsiv de a distribui cereri de rugăciune sau a fi parte din ceva care nu este viață, nu va produce nimic în viața ta. Și doar faptul că te împotrivești la acel impuls și faci tot ceea ce este viață care este tatăl, care face totul în tine, va produce viață și pot să fii cele mai mari lucruri, cei mai mari goliați sau orice ar apărea, dar vor cădea. Așa că vom vorbi astăzi despre a fi eficienți. Așa că ceea ce vreau să faceți în timp ce citeți Scriptura, vreau să vedeți atitudinea inimii când ucenicii sau când apostolii se rugau pentru ceva, Uită-te la poziția inimilor Și am luat fiecare verset din scriptură, pe câteva le-am lăsat deoparte pentru că voi acoperi asta în partea a doua, dar am luat fiecare scriptură astfel încât să vezi astăzi ce faci tu atunci când ești tentat să trimiți mesaje de ajutor în rugăciune pentru o problemă pe care o întâmpini și vreau să vezi tu dacă asta e cultura cerului sau de unde vine asta. Vine asta din lume sau este din împărăție sau chiar și apostolii făceau asta o vom duce astăzi la cruce așa că citim Luca capitolul 24 vreau să înțelegi ok hai să citim scripturile și apoi să vă împărtășesc Luca capitolul 11 versetele 9 la 24 așa că vă spun Isus le spune ucenicilor săi prin urmare vă spun cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Căci oricine cere primește, cel ce caută găsește, iar celui ce bate îi se va deschide. Cine este acela? Cine este tatăl acela dintre voi, care atunci când fiul său îi cere o pâine să-i dea în schimb o piatră? sau când îi cere un pește să-i dea un șarpe în loc de pește, sau când îi cere un nou să-i dea un scorpion. Deci dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl, care este în ceruri, le va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Următoarele versete, fapte, capitol 1. Promisiunea Duhului Sfânt, în timp ce erau împreună cu ei, le-a poruncit, să nu vă îndepărtați de Ierusalim. Aici este Isus, după ce a înviat, le spune ucenicilor săi. Și fiind adunat împreună cu ei, le-a poruncit să nu plece din Ierusalim, ci să aștepte promisiunea Tatălui, promisiunea Tatălui despre care ați auzit de la mine. Căci Ioan, într-adevăr, a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Prin urmare, atunci când s-au strâns la oaltă, ei l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta vei restaura împărăția lui Israel? El i a răspuns, Nu este treaba voastră să cunoașteți vremurile sau perioadele pe care tatăl le-a așezat prin propria sa autoritate. Voi însă veți primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martorii mei în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Fapte capitolul 2. Petru le a răspuns: pocăiți vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt, căci promisiunea este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei ce sunt departe, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Ce-am citit în toate aceste scripturi? Care a fost promisiunea tatălui? Ce a așteptat Isus cu atâta ardoare, încât i-a spus chiar și Mariei Magdalene, nu mă ține, nu m-am ridicat la tatăl încă. Și de ce le-a spus ucenicilor săi că nu, mă, nu vă voi lăsa orfani? Dar în acea zi mă voi întoarce la voi și fiți bucuroși că mă duc, pentru că dacă nu merg, atunci Duhul Sfânt nu va veni. Deci, care a fost cel mai grozav cadou pe care îl aștepta cu ardoare și pe care îl avem cu toții astăzi? Da, într-o altă versiune spune să dai lucruri bune celor care cer. Ei bine, s-ar putea să fie conexiunea mea de internet puțin în întârziere. Deci ce a promis Dumnezeu? Ce a promis Dumnezeu sau ce aștepta Isus ca Duhul Sfânt să vină în fiecare din noi? Acum trebuie să știi că în Vechiul Testament Duhul Sfânt a venit peste anumiți oameni ca David, Iosua, oricine era uns, Duhul Sfânt venea peste ei și nu ai prin ei Dumnezeu vorbea sau cuvântul lui Dumnezeu vorbea venea asupra profeților, venea asupra oamenilor pe care Dumnezeu i-a ales și a pus deoparte. Isus a venit la cruce, a murit, a înviat din nou, astfel încât tu și cu mine acum am devenit fi. Și ce înseamnă fi? De unde știi că ești fiu? Este pentru că Duhul tău și Duhul Sfânt au devenit un singur Duh aceasta este cel mai umitor lucru pe care el a dorit, ca Duhul Sfânt să vină în toți. Duhul Sfânt să vină peste toată lumea și asta a fost, în momentul în care a venit Duhul Sfânt, a fost ca și cum treaba a fost finalizată. Iar ei așteptau asta. Deci acum vedem că Isus aștepta să vină Duhul Sfânt Apostolii se rugau cu toții ca Duhul Sfânt să vină. Da, știu că e puțin întârziere din cauza conexiunii, dar înregistrarea va fi bună. Așa că acum vom vedea cum, vei vedea când citim în aceste scripturi, că în mod constant ucenicii se roagă, iar apoi își pun mâinile și apoi pleacă. Se roagă, își pun mâinile și se duc. Și pentru ce a fost punerea mâinilor? Vom vedea că puneau mâinile pentru două lucruri. Fie când numeau pe cineva ca prezbiter într-o biserică, sau ca lider în biserică, sau îi trimiteau pentru o slujire, și pur și simplu veneau, puneau mâinile pe ei și ei plecau. Și altădată își puneau mâinile peste ei când cineva venea în împărăție, astfel încât să fie botezați cu Duhul Sfânt. Așa că două, Instanțe. Una este atunci când numesc pe cineva sau trimiteau pe cineva pentru ceva misiune și veneau și puneau mâinile peste ei, și apoi a doua instanță, când pun mâinile peste ei, este când acea persoană vine în împărăție, își pun mâinile pentru că au văzut că prin punerea mâinilor Duhul Sfânt venea peste ei. Pentru niciun alt motiv ei nu puneau mâinile. Nu este vorba despre ca tu să te vindeci. Nu este vorba despre asta, vom mai vorbi despre asta, dar vedem că nu este pentru lucruri specifice. Vrem să mergem după cuvânt în toate lucrurile pe care le facem. Vrem să mergem după cuvânt. Doar pentru că o cultură bisericească a făcut-o de mii de ani, nu înseamnă că urmezi ceva. Vrem să fim vii în tot ceea ce facem. Citim Fapte, capitolul 4. Pentru ce se roagă toți ucenicii? Acum, vreau în timp ce citim să vezi care este poziția inimii în rugăciunile astea, sau pentru nevoi personale, sau oameni. Este cineva care vine cu cereri personale de rugăciune? Care este cultura rugăciunii? Asta vom studia astăzi, după ce li s-a dat mult, s-au dus la ailor și le-au istorisit tot ce le spuseseră conducătorii preoților și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul în același gând către Dumnezeu, adică împreună, și-au zis: Stăpâne, tu, cel care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, tu ai vorbit prin Duhul Sfânt, prin gura strămoșului nostru David, robul tău. Astfel, de ce se întărâtă neamurile? Merg mai în față căci într-adevăr împotriva robului tău cel sfânt, Isus, pe care l-ai uns tu, s-au adunat în această cetate Irod, Ponțiu Pilat, neamurile și popoarele lui Israel ca să facă tot ceea ce mâna ta și planul tău au hotărât mai dinainte să se întâmple. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, pentru că erau persecutați și dă-le robilor tăi toată îndrăzneala ca să vorbească despre cuvântul tău. Întindeți mâna ca să se facă vindecări semne și minuni prin numele robului tău cel sfânt Isus. După ce s-au rugat fierbinte, deci s-au adunat împreună și pentru ce se roagă ei? Doamne, dă-ne îndrăzneală ca să ieșim și să-ți facem lucrarea ta și să putem răspândi cuvântul. Și când s-au rugat, Locul unde erau adunați împreună a fost guduit, și toți au fost umpluți cu Duhul Sfânt și au rostit cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Ceea ce înseamnă că erau unii acolo care veniseră în împărăție și nu au primit încă Duhul Sfânt. Așa că atunci spune că toți au fost umpluți cu Duhul Sfânt, toți au început să se roage în alte limbi și au rostit cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Așa că îi vedeți aici împreună ca o biserică, unindu-se în rugăciune pentru îndrăzneală, pentru ca cuvântul să fie răspândit, venind împreună rugându-se pentru îndrăzneală. Să ne uităm la Fapte, capitolul 6. În zilele acelea, când numărul ucenicilor creștea, evreii eleniști au început să murmure împotriva evreilor autohtoni pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la distribuirea zilnică a celor necesare. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și le-a zis, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. Prin urmare, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și de înțelepciune, pe care să-i punem responsabil cu îndatorirea aceasta iar noi vom continua să dăm atenție rugăciunii și slujirii cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregii mulțimi, așa că l-au ales pe Ștefan, un bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, i-au adus înainte apostolilor care s-au rugat și și-au pus mâinile peste ei. Cuvântul lui Dumnezeu continuă să se răspândească, numărul ucenicilor creștea tot mai mult în Ierusalim și foarte mulți preoți veneau la credință. De aceea, chiar și eu, chiar și în Biloed, spun clar aici, spune clar aici că Pavel și ceilalți care dădeau cuvântul s-au asigurat că s-au concentrat doar pe livrarea cuvântului și că nu se implicau în alte prea multe activități. Așa că acum avem o echipă pe partea tehnică și nu a unei echipe pe partea tehnică sau a oricărei alte persoane care să facă asta, astfel încât ceilalți oameni sau oricine este implicat sau eu să pot fi liberă în cuvânt, oferind timp cuvântului, pentru că asta sunt chemată să fac. Este să dau cuvânt și să nu mă implic în alte lucruri. De aceea creiem diferite echipe, o echipă pentru media sau o echipă pe partea tehnică și diferite echipe care se ocupă de diferite lucruri. Bine, dar uite-te la asta. Așa cum îl numesc pe Ștefan și apoi scrie, s-au rugat și când s-au rugat și-au pus mâinile peste ei. Așa că vedeți, aici e pentru cineva care este numit. Așa cum am spus, ei numesc pe cineva, își pun mâinile și îl trimit. Această persoană merge înainte în asta. Hai să coborâm. Acum era un om pe nume Simon care a practicat anterior, citesc din fapte capitolul 8, care practica vrăjitoria și uimea neamul Samariei, pretinzând că ar fi cineva important. Și toți, de la cel mai mic până la cel mai mare, luau aminte la el și spuneau – el este puterea lui Dumnezeu, cea numită mare. Îl ascultau cu luarea minte, pentru că de mult timp îi uimise cu vrăjitoriile lui. Dar când au crezut pe Filip, care vestea Evanghelia despre împărăția lui Dumnezeu și despre numele lui Isus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Chiar și Simon însuși a crezut. Și după ce a fost botezat, stătea tot timpul cu Filip și se mira văzând semnele și minunile mari care se făceau. Acum, acesta este un tip, Simon, era un vrăjitor, el făcea lucruri sau făcea lucruri cu un alt duh înainte de asta. Și toată lumea îl cunoștea ca pe un om mare. Dar, deodată, vine la Filip și vede toate aceste semne și miracole uimitoare întâmplându-se și este foarte uimit. Apostolii care erau în Ierusalim când au auzit că Samaria primise cuvântul lui Dumnezeu, i-au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Când au ajuns, s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Pentru ce se roagă toți ucenicii? Pentru ce se roagă apostolii? Care este rugăciunea lor numărul unu? Ca tu să primești Duhul Sfânt. De ce cred ei că au nevoie doar să primească Duhul Sfânt și apoi merg mai departe? Pentru că doar de asta ai nevoie. Este pentru că El face totul atunci, toți ucenicii. Vei vedea, vom citi mai departe, vei realiza că ei se roagă doar pentru Duhul Sfânt. Duhul Sfânt. Asta înseamnă că sunt oameni care nu-l au. Ei nu-l cunosc pe Domnul, așa că se, rog, se roagă ca Duhul Sfânt să vină pun mâinile, Duhul Sfânt va veni. Așa că acum, uite-te la asta. Când au ajuns, s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci Duhul Sfânt nu se coborâse încă peste nici unul dintre ei, ci fuseseră doar botezați în numele lui Isus. Asta înseamnă că ei doar știu că El este Isus. Nu au fost botezați cu Duhul Sfânt. Apoi, și-au pus mâinile peste ei și-au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le au oferit bani spunând, Dați-mi și mie autoritatea aceasta, ca oricine peste care îmi pun eu mâinile să primească Duhul Sfânt. Așa că, ce crede Simon? Crede că e prin bani, că toate acestea se poate achiziționa cu bani și poți cumpăra asta. Petru însă i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea obține cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în lucrarea aceasta, pentru că inima ta nu este cinstită înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te, deci, de această răutate a ta și roagă-te Domnului. Acum ei spun, tu însuți roagă-te Domnului, că dacă este posibil să-ți ierte această intenție a inimitale, tale, căci văd că ești plin de o travă amară și în lanțul nedreptății. Simon a răspuns, rugați-vă voi domnului pentru mine, ca nimic din ceea ce a spus să nu vină peste mine. Deci acum Petru îi spune, roagă domnului, fiindcă ai gândit că acest dar poate fi cumpărat. E ce îi spune Simon lui Petru? Simon spune, rugați-vă voi Domnului pentru mine, ca nimic din ceea ce a spus să nu vină peste mine. După ce au depus mărturie și au vorbit cuvântul Domnului, Petru și Ioan s-au întors în Ierusalim, vestind Evanghelia în multe sate de ale samaritenilor, așa că vreau să-l vezi pe Simon. Nu era una, el nu poate vedea, evident, el nu știe că este una cu Domnul. Așa că de unde e această întreagă cultură? Mai întâi gândește că. el poate cumpăra Duhul Sfânt. Desigur că asta nu este Dumnezeu. Iar apoi, în al doilea rând, chiar și atunci când Petru îi spune, roagă-te tatălui, tot nu știe că este una cu el, nu percepe că e vorba de o relație. Așa că acum el îi spune lui Petru, tu roagă-te. El este singurul. Simon este singurul unde am văzut, când am citit, de la fapte încolo că spune cuiva: Roagă-te tu pentru mine! Simon, uită-te la inima lui Simon. A venit dintr-un mediu de vrăjitorie, unde probabil totul a fost câștigat prin mijloace și crede că asta poate fi cumpărat, ceea ce înseamnă că nu a înțeles, încă nu are revelația unității sale cu el și modul în care Duhul Sfânt vine. E prin har. Iar apoi, când Petru îi spune du-te înaintea Domnului cu ce ai făcut, el spune nu. Tu roagă pentru mine ca toate lucrurile pe care le-ai spus să nu vină. El este singurul care a spus asta. Este puțin asemănător cu o mentalitate de separare. Vreau să studiez asta. Intenția Inimii. Vom citi Fapte, capitolul 9. Pe drumul Damascului. Aici este Pavel. Vreau să vă spun puțin despre Pavel. Acum Pavel a fost un tip care îl chema Saul inițial. El persecuta biserica, mergea încolo și încoace, a fost acolo când Ștefan a fost ucis cu pietre. A fost acolo spunând tuturor că da, hai să-l omorâm cu pietre pe Ștefan. Așa că el păzea toate hainele tuturor celor care s-au dus să-l omoare cu pietre pe Ștefan. Și acum Saul e pe acest drum și dintr-o dată are această întâlnire uimitoare cu Isus. O lumină îl înconjoară și el vine la Domnul, vine în părăție și tot ce știe e că a fost Isus acela. Nu știe nimic altceva. El știe doar că Isus a vorbit cu mine, eu îl persecutau. Și Saul orbește din cauza luminii. Așa că citim acolo. Apoi, Saul, hai să coborâm la versetul 10. În Damasc era un ucenic pe nume Anania. Apoi, Domnul i-a vorbit într-o viziune. Anania! Iată-mă, Doamne, a răspuns el. Domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe strada numită dreaptă și caută în casa lui Iuda un om din Tars pe nume Saul. Iată, chiar acum el se roagă. Cine se roagă? Saul se roagă. Nu știm ce se roagă, dar se roagă. Vorbește cu Dumnezeu sau vorbește cu Isus, cel pe, ta, pe care tocmai l-a întâlnit. Iată, chiar acum, el se roagă și a văzut într-o viziune un om pe nume Anania, intrând și punându-și mâinile peste el ca să-și recapete vederea. Anania i-a răspuns. Doamne, am auzit de la mulți despre toate relele pe care omul acesta le-a făcut sfinților tăi în Ierusalim. Chiar și aici are autoritate din partea conducătorilor preoților să-i lege pe toți cei ce cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis, du-te, pentru că el este un vas al meu pe care l-am ales ca să ducă numele meu atât înaintea neamurilor și regilor lor, cât și înaintea fiilor lui Israel, căci eu îi voi arăta cât trebuie să sufere de dragul numelui meu. Anania a plecat, a intrat în casa unde era Saul și, punându-și mâinile peste el, a zis, Frate Saul, m-a trimis Domnul Isus, cel care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, ca să-ți recapeți vederea și ce se întâmplă mai departe? Și să fi umplut cu Duhul Sfânt. De ce a mers și ce a așteptat? Pentru ce a fost rugăciunea? Ca să primească Duhul Sfânt. Imediat de pe ochii lui au căzut un fel de solzi și el și-a recăpătat vederea. Apoi s-a ridicat, a fost botezat și după ce a mâncat ceva, i-au revenit puterile. Saul a rămas câteva zile cu cenici în Damasc și imediat a început să predice în sinagogi despre Isus și anume că el este fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce-l auzeau rămâneau uimiți și ziceau, Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați la conducătorii preoților? Dar Saul se întărea tot mai mult și le provoca nedumerirea iudeilor care locuiau în Damasc, dovedind că Isus este Cristosul. Pavel se roagă. Anania vine, pune mâinile peste el. I se deschid ochii și care este primul lucru care se întâmplă? Este umplut cu Duhul Sfânt. Așa că, ce a făcut Isus? Ce a vrut Isus să facă Anania? Du-te și roagă-te. Pentru ce? O singură rugăciune. Să fie umplut cu Duhul Sfânt. Înțelegi ce se întâmplă și pentru ce se roagă? Vom îndepărta multe înșelăciuni și de fapt vei vedea totul în viața ta venind și cuvântul lui Dumnezeu devenind eficient în viața ta pentru că elimini ceva ce nu este din Dumnezeu. Să coboră mai jos. Petru se întâlnește cu Corneliu. Acum Corneliu, o să citesc imediat, Corneliu este un centurion. Acum trebuie să știți că aceasta este biserica primară. Isus a înviat și își formează biserica, numește oameni, toate acestea, cuvântul lui Dumnezeu merge înainte, Duhul Sfânt a venit și revelația Harului în totalitate sau majoritate a fost dată lui Pavel, iar apoi toată lumea o apucă pe parcurs. Așa că, acum este acest Corneliu. El este un centurion și el stă și se roagă. Și apoi, deodată, îi apare un înger și spune: Cornelius, toate rugăciunile tale au fost auzite de Dumnezeu și vreau acum să-l chem pe Petru din Iafo. Deci, el are o viziune. Îngerul spune: Du-te și cheamă-l pe Petru. Acum Corneliu nu știe nimic. Se roagă lui Dumnezeu, merge și îl cheamă pe Petru. Petru, între timp, are o viziune, pentru că Petru încă crede că Evanghelia este doar pentru evrei. Așa că Petru are această viziune uimitoare în care vede toate aceste animale cu patru picioare și Dumnezeu îi spune, junghe și mănâncă. Și Petru spune, nu, nu pot să mănânc. Asta pentru că sunt necurate. Și apoi Dumnezeu îi spune în acea viziune: Ceea ce am numit curat, nu numine curat. Așa că Petru se întreabă ce înseamnă asta? De ce a avut această viziune? Între timp vin niște oameni și îi spun: Petru, trebuie să mergi acasă la Corneliu. Iar apoi Petru realizează de ce a dat Dumnezeu acea viziune: e pentru că Evanghelia este chiar și pentru neamuri, adică pentru toată lumea. Că Iisus a murit pentru păcate și răscumpărarea e pentru toată lumea, chiar și pentru neamuri. Pentru toată lumea care crede prin credință, intră în împărăție și devine un fiu al lui Dumnezeu. Așa că acum uite-te la asta. Corneliu l-a întâmpinat. Citesc linile evidențiate. Corneliu l-a întâmpinat. A căzut la picioarele lui. Corneliu nu știe... <coughs> vine cu o mentalitate lumească, așa că crede că dacă Dumnezeu mi-a spus să-l chem pe Petru, probabil înseamnă că e un fel de Dumnezeu. Așa că Corneliu l-a întâmpinat, a căzut la picioarele lui și s-a închinat ca unui guru. Ca și cum tu ai totul, mi s-a cerut să te chem pe tine. Petru însă l-a ridicat zicând, Ridică-te! Și eu sunt tot om!" Și continuând să vorbească cu el, a intrat înăuntru, unde a găsit mulți oameni care se adunaseră. El a zis: Știți că unui iudeu este interzis de lege să se asocieze sau să viziteze un străin? Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om pângărit sau necurat. De aceea am venit fără ezitare când s-a trimis după mine. Vă întreb, deci, cu ce scop ați trimis după mine? Corneliu a zis: Cu patru zile în urmă eram în casa mea și mă rugam chiar în ceasul acesta, ceasul al nouălea. Și iată că un om îmbrăcat în haine strălucitoare a stat înaintea mea și a zis: Corneliu! Rugăciunea ta a fost ascultată și milostenile tale au fost amintite înaintea lui Dumnezeu. Prin urmare, trimite la Iafo și cheamă-l pe Simon, care mai este numit și Petru. El găzduiește în casa lui Simon un tăbăcar lângă mare. Când va veni la el, el îți va vorbi. Am trimis deci imediat la tine și ai făcut bine că ai venit. Acum deci noi toți suntem prezenți aici înaintea lui Dumnezeu ca să auzim tot ce ți-a poruncit Domnul. Gândește-te la asta. Această persoană uimitoare îi apare lui Corneliu și îi spune, cheamă-l pe Petru, ca să-ți poată vorbi, să-ți poată vorbi. Pavel are această viziune uimitoare. Cheamă-l pe Anania. De ce îl cheamă pe Anania? Ca să-ți poată spune ceva. Ce-a făcut Anania? A pus mâinile peste el, Duhul Sfânt a venit peste el. Același lucru cu Petru, pentru că el să le poată vorbi. Și ce le spune? Uită-te la asta acum. În timp ce rostea Petru aceste cuvinte, am sărit puțin. Atunci, Petru a luat cuvântul și a zis: Într-adevăr, înțeleg acum că Dumnezeu este, nu este părtinitor, ci că în orice neam, cel ce se teme de El și lucrează nebrihănirea este primit de El. El a trimis fiilor lui Israel cuvântul, vestind Evanghelia păcii prin Isus Hristos, care este Domnul tuturor. Voi știți ce s-a întâmplat prin toată Iudeia, începând din Galileea, după botezul predicat de Ioan, cum Dumnezeu l-a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care mergea pretutindeni, făcând bine și vindecându-i pe toți cei ce erau asupris de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori ai tuturor lucrurilor pe care le-a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. El este cel pe care ei l-au omorât atârnându-l pe lemn. Pe el Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se facă văzut, nu întregului popor, ci nouă, martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă, care a mâncat și a băut împreună cu el după ce a înviat dintre cei morți. El ne-a poruncit să predicăm poporului și să depunem mărturie, că El este cel desemnat de Dumnezeu ca judecător al celor vii și al celor morți. Toți depun mărturie despre El și anume că oricine crede în El primește în numele Lui iertarea de păcate. În timp ce rostea Petru aceste cuvinte, Duhul Sfânt s-a coborât peste toți cei ce ascultau cuvântul. Ce se întâmplă în timp ce Petru încă vorbește? Duhul Sfânt coboară. Credincioșii circumciși care veniseră cu Petru au rămas uluiți de faptul că darul Duhului Sfânt fusese turnat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și preamărindu-l pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, oare poate opri cineva apa să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele lui Isus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Petru vine la Corneliu. El are acea viziune uimitoare și acum care este primul lucru care se întâmplă? Corneliu sigur are și el o mulțime de cereri, desigur care, dar care lucru pe care îl dă Dumnezeu? Care este răspunsul pe care îl dă? Petru se duce, Petru își deschide gura, le vorbește ceva. Duhul Sfânt vine, Petru își face treaba, și mai apoi pleacă. Promisiunea Duhului Sfânt. Toți se roagă pentru un singur lucru: promisiunea Duhului Sfânt. Să citim mai jos. De data asta este persecuția. Citez din Fapte, capitolul 12. Cam în aceeași vreme, regele Irod a pus mâna pe unii din biserică ca să-i chinuiască și o poveste foarte lungă, iar Petru a fost băgat în închisoare. Uitați-vă la versetul 5. În timp ce Petru era păzit în închisoare, biserica se ruga cu înflăcărare lui Dumnezeu pentru el. Oamenii s-au adunat și vreau să înțelegeți că toate rugăciunile, orice se întâmplă în cadrul bisericii, este cumva pentru unitate, pentru că sunt una, fac asta într-un singur acord. Este făcută pentru un scop comun, este făcută pentru că este un trup. Nu este pentru ca să vii acolo și să înlocuiești relația ta personală cu Dumnezeu cu aia. Relația personală cu Dumnezeu este cea mai importantă pentru Tatăl. De aceea Isus a venit. Isus a venit pentru ca tu și cu mine să putem merge direct la Tatăl. Ori de câte ori vedem apostolii și ucenicii rugându-se, totul este mai mult pentru ca cuvântul să meargă înainte, pentru îndrăzneală sau ca Duhul Sfânt să vină în anumite locuri. Așa că spune că Petru a fost ținut în închisoare și se făceau rugăciuni continue ori de câte ori spune rugăciun continue, este aproape ca și cum se ruga un limbi cu flăcărare lui Dumnezeu pentru el. În noaptea de dinaintea zilei, când Irod urma să-l scoată afară înaintea poporului, Petru dormea între doi soldați legați cu două lanțuri. Lanțurile au căzut. Un înger venise și practic a fost eliberat. Merge la acea casă, acolo unde toată biserica s-a adunat și se ruga în limbi. Dar Petru nu știa nimic. Petru doar stătea acolo, spunea că era în închisoare, dormea, dar ei se rugau în mod constant pentru el. El este foarte odihnit în propria lui relație cu Tatăl. Ce vreau să știi e că o să vezi multă siguranță în toți apostolii, securitate și siguranță în unitatea lor cu Tatăl. Nu există nimic de felul: Hei, sunt în închisoare acum! Hai! Faceți ceva! Hai să citim și apoi o să le explic pe toate împreună. Așa că am luat toate mențiunile despre rugăciune, când spun că se roagă și vezi despre ce se roagă. Bine, fapte, capitolul 13. În biserica din Antiohia erau niște profes și învățători. Barnabas, Simeon, numit și Niger, Lucius din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu tetrarhul Irod și Saul. În timp ce slujau ei Domnului și posteau, Duhul Sfânt le-a zis, Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece, deci au postit, s-au rugat, v-am spus, și-au pus mâinile peste ei, două instanțe când și-au pus mâinile, fie când să se coboare Duhul Sfânt, ceea ce înseamnă că persoana trebuie să intre în împărăție, fie și-au pus mâinile ca să-i trimită pentru vreo lucrare de slujire. Își puneau mâinile, erau trimiși sau numeau pe cineva și își puneau mâinile. Fapte, capitolul 14 după ce au vestit Evanghelia și în cetatea aceea și-au făcut mulți ucenici, s-au întors în Listra, în Iconia și în Antiohia, întărind sufletele ucenicilor, îndemnându-i să rămână în credință și spunându-le trebuie să trecem prin multe necazuri ca să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Au desemnat bătrâni în fiecare biserică și cu rugăciune și post iau în credința Domnului în care crezuseră. Când s-au rugat și-au postit, când au desemnat bătrâni, iau în credința Domnului în care grezuseră. Puteți vedea unitatea prezentă în toate? Împreună, pentru un scop comun. Care a fost scopul? Împărăția să avanseze. Deci, ce facem atunci când ne adunăm? Care este scopul? Împărăția să meargă înainte pentru unitatea colectivă. Dar fiecare, dacă te uiți la toate rugăciunile, cum Dumnezeu i-a vorbit direct lui Pavel, a fost într-o viziune. Duhul Sfânt îi dădea instrucțiuni Pavel nu înlocuiește propria lui viață de rugăciune mergând la alții. În asta el este foarte stabil. Citim Fapte, capitolul 16. Dar la miezul nopții, Paul și Sila se rugau, și acum, din nou, Paul și Sila sunt în închisoare, sunt legați în închisoare, sunt ținuți și ce se întâmplă? Pavel și Sila se rugau și cântau laudă lui Dumnezeu, iar deținuții îl ascultau. Aveau un timp bun, se bucurau. Ce se întâmplă brusc? Este un cutremur mare și toate cad, lanțurile, ușile. Cine se roagă aici? Pavel și Sila. Dar ce se roagă? Ei doar se bucură și se roagă stau în părtășie cu tatăl. Fapte 19. O să citesc lucrurile care le-am subliniat. În timp ce Apolos era în Corint, Pavel a călătorit prin regiunile din interior și a ajuns în Efes. Acolo a găsit câțiva ocenici și i-a întrebat. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Pentru ce se roagă Pavel? Uită-te la asta. Vreau să vezi că fiecare rugăciune pe care o fac este în principal pentru ca Duhul Sfânt să vină peste o persoană. Ei i-au răspuns, dar nici n-am auzit că este un Duh Sfânt. El i-a zis, atunci, cu ce botez ați fost botezați? Ei i-au răspuns, cu botezul lui Ioan. Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea poporului să creadă în cel ce vine după el, adică în Isus. Când au auzit ei aceasta, au fost botezați în numele Domnului Isus. Când Pavel și-a pus mâinile peste ei, ce s-a întâmplat când și-a pus mâinile peste ei? Duhul Sfânt a venit peste ei și au început să vorbească în limbi și să profețească. Și apoi Pavel pleacă mai departe. Citim Filipeni 1. Îi mulțumesc Dumnezeului meu de fiecare dată când mă gândesc la voi. În toate rugăciunile mele pentru voi toți, aici Pavel vorbește, mă rog cu bucurie pentru părtășia voastră la Evanghelie, din prima zi și până acum și sunt sigur că acela care și-a început în voi buna sa lucrare o va isprăvi până în ziua lui Hristos Iisus. Acela care a început o lucrare bună în voi o va desăvârși până în ziua lui Iisus Hristos cine a început o lucrare bună? Tatăl, prin Duhul Sfânt, o va desăvârși până în ziua lui Iisus Hristos. În partea a doua vom vedea și chiar și pentru ce se roagă Pavel de obicei. Nimeni nu se duce la el. Asta e singura lui rugăciune. Mă rog în mod constant pentru voi și el continuă să le spună trupului lui Hristos și tuturor: Fiecare scrisoare o începe cu mă rog în mod constant pentru voi toți. Nu vine cineva la el, ci spune că mă rog în mod constant și vom vedea în partea a doua pentru ce se roagă în mod constant pentru ei. Pentru ce se roagă? În fiecare rugăciune de-a mea, mă rog ca cel care a început o lucrare bună în voi o va termina până în ziua lui Isus Hristos. Acum mergem la Coloseni 1. Îi mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, când ne rugăm pentru voi. Aici e Pavel din nou, fiindcă am auzit despre credința voastră în Hristos Isus și despre dragostea pe care o aveți pentru toți sfinții, datorită nădejdii care există pentru voi în ceruri, nădejde despre care voi ați auzit mai înainte prin cuvântul adevărului, Evanghelia, care a ajuns până la voi. Ea crește în toată lumea și aduce roade, la fel se întâmplă și între voi din ziua în care ați auzit și ați cunoscut adevărul, adevăratul har al lui Dumnezeu, așa cum ați învățat de la Epafras, prea iubitul nostru slujitor, împreună cu noi și slujitor credincios al lui Hristos pentru noi. El ne-a făcut cunoscută dragostea voastră în Duhul. De aceea și noi, din ziua în care am auzit, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să fiți umpluți de cunoașterea voii Lui cu toată înțelepciunea și priceperea duhovnicească. El se roagă de unul singur și rugăciunea Lui este ca ei să fie umpluți de cunoașterea voii lui cu toată înțelepciunea și priceperea duhovnicească. El se roagă. Nimeni nu aleargă la el, dar el se roagă de unul singur. Mă rog pentru voi toți, nu pentru nevoi specifice. Paul nu se roagă pentru am nevoie de un cort, am nevoie de un instrument, am nevoie de fica mea. Nu văd astfel de lucruri întâmplându-se aici. Pavel se roagă ca ochii înțelegerilor spirituale să se deschidă pentru a obține înțelepciune, ca ei să crească în cunoaștere. El continuă să se roage pentru aceste lucruri, și în mod constant, pentru ce se roagă? Oh, cine nu știe! Hai să ne punem mâinile ca Duhul Sfânt să vină! Să vină Duhul Sfânt! Coborâm la Coloseni 4. Stăruiți în rugăciune! vegheați în ea cu mulțumire. Rugați-vă în același timp și pentru noi. Pavel spune asta, rugați-vă pentru noi ca Dumnezeu să deschidă o ușă pentru cuvânt ca să putem vorbi despre taina lui Hristos, din pricina căreia sunt închis ca să o pot face cunoscută așa cum trebuie. Ce le spune celorlalți? Da, Rugați-vă pentru mine ca o ușă să se deschidă ca să pot vorbi despre cuvânt. Observați ce fel de rugăciuni se rugau ca trup în unitatea bisericii? Nu se roagă pentru nevoi personale și vă voi spune de ce nu pentru nevoi personale. Și există o singură mențiune că dacă ai ceva nevoie personală, există doar o singură scriptură ce vorbește despre asta. În întreg nou legământ care vorbește despre asta, și vom discuta mai târziu. Coborâm în 1 Tesaloniceni. Întotdeauna îți mulțumim, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru voi toți, și vă pomenim mereu în rugăciunile noastre, amintindu-ne înaintea. Lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de răbdarea voastră motivată de nădejdea în Domnul Isus Hristos. Noi știm, frați iubiți de Dumnezeu, despre alegerea de care ați avut parte. Din nou, El se roagă pentru ei. Bine? Amintindu-vă înaintea lui Dumnezeu mereu pentru toată munca pe care o faceți. Pentru toată credința voastră. Este ca și cum e o unitate, o colectivitate, o unitate care vine pentru a crește. Ei cresc, cresc în înțelegerea spirituală, cresc în conștientizarea a cine sunt. Ne uităm în 1 Tesaloniceni 5. Bucurați-vă întotdeauna! El spune bisericii. Rugați-vă încetat, rugați-vă în alte limbi mulțumiți în orice împrejurări pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Isus pentru voi. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți profețiile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice rău, însuși Dumnezeul păcii vă să vă sfințească în toate și să vă păstreze întreaga ființă. Duhul, sufletul și trupul vostru fără pată la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Cel care va chemat este credincios și va face lucrul acesta. Fraților, rugați-vă și pentru noi. Salutați pe toți frații cu o sărutare sfântă. Vă cer înaintea Domnului ca această scrisoare să le fie citită tuturor fraților. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi. Amin. Da, el spune rugați-vă pentru noi, dar care este cultura din spatele spuselor rugați-vă pentru noi? Pentru ca ușa să fie deschisă, pentru îndrăzneală, oriunde am merge cuvântul să fie răspândit. Și ce se roagă el pentru ceilalți? Pentru ca să creșteți în înțelegerea voastră, să creșteți în înțelepciunea voastră spirituală. Mergem la 2 Tesaloniceni 1. Tocmai de aceea ne rugăm întotdeauna pentru voi ca Dumnezeul nostru să vă facă vrednici de chemarea sa și prin puterea lui să împlinească orice dorință bună a voastră și orice lucrare pornită din credință, astfel încât numele Domnului nostru Isus să fie proslăvit în voi, iar voi în el după harul Dumnezeului nostru și al Domnului Isus Hristos. Uită-te la rugăciunea lui. Ce se roagă pentru biserică? 2 Tesaloniceni 3 În cele din urmă fraților rugați vă pentru noi ca să se răspândească repede cuvântul Domnului și să fie onorat ce le spune pentru ca cuvântul lui Dumnezeu să se răspândească așa că vedeți se roagă și le cere să se roage dar acestea sunt cereri personale de rugăciune nu fie el se duce și se roagă Duhul Sfânt vino Ușa să fie deschisă. Și ce se mai roagă el? Oh, ochii voștri să fie deschiși și să creșteți în înțelegerea voastră spirituală, să creșteți repede în cuvânt. De ce? Cine se presupune să facă toate astea? Duhul Sfânt. Isus așteaptă și el. Ce a spus centarionului? Ce a spus lui Saul? Un singur lucru, că ei îți vor da ceva ceea ce înseamnă că Isus știa că atunci când acel lucru vine, adică cu referire la Duhul Sfânt, nu ai nevoie de nimic altceva și acesta este Duhul Sfânt în tine. Ne vom duce înainte și credem o să vezi cum ca fiu vei umbla în toată moștenirea ta pentru că vom înlătura tradițiile și vom vedea cum cuvântul lui Dumnezeu devine eficient în viața ta. Există o cale prin care totul vine la realitate, este prin împărăție, este prin Duhul Sfânt. 2 Timotei cu 1. Capitolul 1. Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu, pe care îl slujesc cu o conștiință curată, așa cum am făcut o, cum au făcut o și strămoșii mei, când îmi aduc aminte mereu de tine în rugăciunile mele, zi și noapte. Pavel se roagă. Și eu mă rog. Rugăciunea mea pentru Beloved este ca ochii lor să fie deschiși, ca toate cererile de rugăciune să nu mai vină la mine. Desigur, nu toate vin la mine, dar așa cum ochii tăi se deschid, totul vine din interiorul tău, nu de la mine. Vine prin unitatea ta și unitatea ta cu Tatăl. Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu, pe care îl slujesc cu o conștiință curată, Așa cum au făcut o și strămoșii mei, când îmi amintesc mereu de tine în rugăciunile mele, zi și noapte. Îmi amintesc de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Pavel vrea să întâlnească. Era atât de multă persecuție și se gândea: "Oh, da, când pot să merg la ei? Și ce se va întâmpla când va merge la ei?" El doar îi va edifica, întări în cine sunt ei în Hristos. Ce este biserica care e bazată pe cele cinci slujbe? Am discutat data trecută. Profeții, evangeliști, profesorii, învățătorii, totul este altfel încât să ajungi la maturitatea unui om perfect în Hristos. Deci, care este rugăciunea tuturor de a crește? Focusul bisericii este să te hrănească cu realitatea a cine ești, pentru că hrănindu-te cu asta totul vine. Așa că vei înceta să faci cereri de rugăciune, pentru că nu este o problemă de rugăciune. Nu este din cauza că Dumnezeu nu vrea să-ți dea nimic. Dumnezeu a spus deja că toate promisiunile sunt da și amin. Așa că, cum primești? Și vom discuta asta în partea a doua și o să-ți placă. Vei începe să pășești în lucruri pentru care poate te ai rugat ani și ai crezut că Dumnezeu nu ți-a răspuns. El este ca și cum. Am spus deja, da. Deci, de ce nu primești? Pentru că există un mod în care împărăția funcționează. Totul vine prin unitate. Prin unitate, în viața ta, și vei începe să vezi că e atât de ușor că ce nu ai văzut întâmplându-se timp de zece ani se poate întâmpla poate într-o săptămână. Pentru că nu este o problemă cu Dumnezeu. Nu este că nu vrea să-ți dea ceva, ci El ți-a dat deja toate. Și prin unitatea ta, pe măsură ce vezi lucrurile, toate lucrurile vor începe să curgă. Filipeni. Îi mulțumesc Dumnezeului meu de fiecare dată când mă gândesc la voi auzind despre dragostea și credința ta pe care o ai față de Domnul Isus și față de toți sfinții, pentru că împărtășirea credinței tale să devină eficientă prin recunoașterea oricărui lucru bun care este în voi în Hristos Isus. Vă menționez mereu în rugăciunile mele, mă rog pentru voi, pentru ca împărtășirea credinței voastre să devină eficientă prin tot ceea ce este în voi, pe măsură ce devi una cu ea, fiind conștient de ea. Din nou vă zic, vom merge mai în profunzime în partea a doua. Deci am ajuns în Filipeni. Poți vedea toate rugăciunile care s-au rugat. Poți vedea vreo cerere de rugăciune personală? Pentru o persoană, pentru că sunt bolnav, am nevoie de o slujbă, am nevoie de Poți vedea careva din astea aici? Nu, nu vezi că se întâmplă asta. În mod colectiv, ca un trup, ei se roagă pentru o mulțime de lucruri, dar se roagă și pentru un singur lucru, ca Duhul Sfânt să vină și vom vedea, în partea a doua, o mulțime de rugăciuni ale lui Pavel. El se roagă ca ochii înțelegerilor să se deschidă, înțelegerea spirituală, pentru ca toată acea înțelepciune și cunoaștere să vină despre cine sunt ei. Așa că îl vedeți pe Pavel cum începe fiecare epistolă cu o rugăciune, și apoi, în cea mai mare parte, este vorba despre a fi un fiu, despre uniunea ta cu Hristos, despre faptul că ești așezat în locurile cerești în Hristos. El doar îi trezește la unitatea lor cu Hristos. Mergem la pagina finală. De unde vin cererile de rugăciune? Există o singură scriptură. Există o scriptură despre cererile personale de rugăciune ale fiecăruia. Și care este acea scriptură? Filipeni, capitolul 4. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Vă spun din nou, bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Acum spune, nu vă îngrijorați de nimic, ci prin rugăciune și cerere, cu mulțumire, faceți cunoscute cererile voastre, am scris acolo cereri de rugăciune, înaintea cui? A mea? A altcuiva de lângă tine? Sau să sunați pe cineva și să spuneți că am o problemă? Să iau telefonul și să le spun cererea mea de rugăciune? Cui spune să faceți cunoscută cererea voastră de rugăciune? lucrurile personale, lucruri personale pe care le doriți. Cui spune? Este un singur verset. De fapt sunt două. Dar o să vorbesc despre scriptura asta. Spune că lui Dumnezeu, Tatăl, cu cine vorbești tu? La cine vrea Tatăl să mergi cu toate lucrurile tale personale? La Tatăl. Iar pacea lui Dumnezeu, care depășește orice înțelegere, vă va păzi inimile și gândurile, mintea în Hristos Isus. Asta vreau să spun prin faptul că nu poți înlocui relația ta personală cu biserica. Isus a venit și motivul pentru care Dumnezeu Tatăl ți-a trimis Fiul este ca prin Fiul tot să devenim fi al lui Dumnezeu, pentru că înainte nu puteai să primești. Păcatul te separa de Tatăl, dar prin Isus ai devenit un singur Duh. De aceea Iisus doar se roagă, Duhul Sfânt, Duhul Sfânt să vină. Ce înseamnă Duhul Sfânt vino? Duhul nostru și Duhul Sfânt devin un singur Duh. Acum devii un fiu. Asta e. Acum totul este Tatăl care face totul prin tine. Tatăl aduce totul în tine. Tatăl vrea să fie tată. V-am spus că am avut un vis odată și în acel vis ce l-am împărtășit, cea mai mare mândria a lui, voi împărtăși toate astea în partea a doua, cea mai mare mândria a lui este că poate să-ți fie tată. Vrea ca bucuria ta să fie de plină, dar el vrea să fie cel care îți dă bucuria. Așa că în toate lucrurile, precum Clinton a avut această mărturie uimitoare, el a avut o dorință și apoi cine a împlinit-o? A fost tatăl cel care a împlinit-o. Eu am vrut să am pâine din nucă de cocos. Cine a împlinit-o? Tatăl am plinito, o El vrea să-ți fie tată. El vrea să-ți fie tată și legat de toate lucrurile tale personale, Pavel spune: Vă rog să mergeți cu toate cererile voastre la tatăl. Este în acea scriptură. Este doar o singură scriptură care vorbește despre asta. Acum am luat din nou Noul Testament, am luat din Evanghelii, am luat scripturile lui Isus, unde vorbește despre rugăciune. Așa că întreaga pagină pe care v-am arătat-o este singura pagină unde vorbește despre rugăciune, despre lucrurile tale personale. Și am nodat-o cu verde. Unde vedeți voi? Tu faci asta. Nu spune să mergi la altcineva. Acum uită-te la contextul în care spune că te pui în acord cu cineva să te rogi pentru ceva. Să ne punem în acord. Și ne punem în acord, dar uite-te la contextul în care Isus vorbește despre a te pune în acord pentru o rugăciune. Este în Matei: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, du-te și mustră-l doar între tine și el. Dacă te ascultă, l-ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine una sau două persoane pentru ca orice vorbă să fie susținută pe baza mărturiei a doi sau trei martori. Dacă nici de ei nu vrea să asculte, spune acest lucru bisericii. Dar dacă nici de biserică nu vrea să asculte, atunci să fie pentru tine ca unul dintre neamuri și ca un colector de taxe. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Într-o altă versiune spune că orice interzici pe pământ va fi ceea ce este deja interzis în cer și ceea ce vei permite pe pământ va fi ceea ce este deja permis în cer. Acum, de ce vorbește despre două sau trei martori? Așa că în acest context spune că dacă cineva a făcut ceva greșit împotriva ta, știi că este greșit. Du-te și încearcă să rezolvi asta. Dar dacă nu te ascultă, du-te și ei doi sau trei, nu zece oameni sau douăzeci, doi sau trei oameni și lasă-i să fie martori. Acum, ce înseamnă un martor? înseamnă că acești oameni vor merge și acești oameni, ori pe cine vei lua, vor vedea situația în același mod în care o vezi tu. Așa că, practic, acești doi, trei oameni vor merge și sunt de partea ta. Pentru că văd că da, asta este corect și acum vor merge și vor spune acelei persoane. Uite, asta este o eroare pentru că acest alt lucru este corect. Așa ar trebui să fie și tu ești în eroare. Iar un martor este cineva care vede ceva așa cum tu vezi, fiind una. Ei trebuie să-l vadă în lumina adevărului. Așadar, acum, dacă acea persoană tot refuză, atunci dul în fața bisericii. Iar dacă tot refuză, atunci nu mai trebuie să mai faci nimic. Și să mai ai de-a face cu acea persoană E ca unul dintre neamuri Acum, uite-te în versetul 19 Din nou, adevărat vă spun că dacă doi dintre voi se înțeleg pe pământ să ceară un lucru oarecare Acum vorbește despre a fi un martor Adică doi dintre voi se înțeleg pe pământ să ceară un lucru oarecare Le va fi dat de tatăl meu care este în ceruri Căci unde sunt adunați doi sau trei în numele meu, acolo, în mijlocul lor, sunt și eu. Dacă doi dintre voi se înțeleg pe pământ să ceară un lucru oarecare. Deci nu e vorba doar despre doi oameni care sunt de acord, dacă nu văd așa cum vedeți voi. Acordul aici înseamnă că trebuie să, de aco să fiu de acord cu un fiu și să fiu în unitate cu acel fiu pentru a vedea prin lucrarea terminată. Deci, dacă văd anumite lucruri pe care altcineva nu le vede exact așa cum văd eu prin lucrarea terminată, nu este un acord. Dacă doi dintre se înțeleg pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de tatăl meu care este în ceruri, căci unde sunt adunați doi sau trei în numele meu, acolo, în mijlocul lor, sunt și eu. Există un loc mai mare decât acesta. Astăzi El este în noi. El este una cu tine. El spune aceste lucruri înainte de a merge la cruce. El nu murise încă pe cruce pentru toată lumea. Uită-te în Matei 21. Aici vorbește despre doi oameni care vin împreună și se învoiesc la ceva. Versetul dinainte era despre cereri de rugăciune pe care să îi le adresezi direct Tatălui, Acum uita-te la Matei 21. Dimineața, în timp ce se întorcea în cetate, lui Isus i s-a făcut foame. A văzut un smochin lângă drum și s-a dus la el, dar n-a găsit în el decât frunze. Atunci a zis: În viax să nu mai iasă rod din tine. Și, deodată, smochinul s-a uscat. Ucenicii s-au mirat când au văzut acest lucru și l-au întrebat: Cum de s-a uscat smochinul, așa deodată? Isus le-a răspuns, Adevărat vă spun că dacă ați avea credință și nu v-ați îndoi, ați face nu numai ceea ce am făcut eu smochinului, ci chiar dacă ați zice acestui munte, ridică-te și aruncă-te în mare, s-ar întâmpla în tocmai. Toate lucrurile pe care le cereți, cine cere în rugăciune? Cine cere în rugăciune? Toate lucrurile pe care le cereți cu credință în rugăciune, le veți primi. Cine cere în rugăciune? Tu ceri în rugăciune. Ioan 16. În ziua aceea nu mă vezi ruga nimic. Nu mă vezi ruga nimic. De ce merge toată lumea la Isus pentru rugăciune? Ce înseamnă asta? Oricine venea la Isus, el cerea tatălui și tatăl îi dădea. Sau el dădea. Același lucru, pentru că ei sunt una. Dar cine este mediatorul? Isus este mediatorul. Așa că mă întrebă, de ce spune în numele lui Isus? Asta înseamnă că numele lui Isus, numele altcuiva, pentru că a devenit mijlocitorul nostru, prin el primim toate lucrurile. Prin numele lui Isus primim toate lucrurile. Așa că acum când vii la mine, nu este în numele meu. Știu că sunt una cu el, dar nu este în numele lui Pria că tu primești. Înțelegi ceea ce faci. Nu înțelegi prin asta că venind la mine pentru ca să mă rog pentru tine, că este numele lui. Nu. El este mijlocitorul meu. El este singurul, Isus, este cel care este mijlocitorul și prin numele lui primim toate lucrurile. Ne uităm la catolici și spunem, Doamne, oh! Nu, asta e greșit, e numele Mai ci Maria. Dar este același lucru când vii la mine sau mergi la o altă persoană și spui, roagă-te pentru mine. Nu știi că este numele lui Isus? Și el are oportunitatea să-ți fie tată, vrea să facă totul, tatăl vrea să-ți dea totul, este prin fiul. Acum este ceva legat de unitate și vom vorbi despre asta în a doua parte. Dar nu este numele meu. Îmi amintesc când odată m-am confruntat cu ceva și am fost foarte supărată pe Dumnezeu, fiindcă am crezut că nu vrea să-mi răspundă la rugăciune. Așa că i-am rugat pe acești copii din clădirea unde stăteam să se roage ei pentru mine. Și eram trei persoane, erau două fete și eu ne-am rugat pentru ceva și de Crăciun știu una din ele și-a făcut o mică notiță și voi împărtăși mai în profunzime în partea a doua. Dar ea l-a întrebat pe Isus, și Isus vine în visele acelei fete de 11 ani și îi spune, „Spunei i lupria că îi voi îndeplini dorința, dar spunei i să ceară. Nu i-a plăcut că am spus altor două persoane să vină să se roage pentru asta. Nu i-a plăcut. De aceea a venit Isus că acum tu să poți avea o relație directă cu Tatăl, să te duci direct la El așa că nu există conceptul de rugăciune fără răspuns pentru un fiu. Crede-mă, dacă este în Biblie, dacă este o promisiune, el vrea să o ai. Și în partea a doua vom vedea cum o poți avea. Dacă lucrezi cu el, dacă colaborezi cu Duhul Sfânt, nu există rugăciune care să nu primească răspuns. De fapt, chiar înainte de a ți se răspunde, ai toate lucrurile viața noastră de rugăciune, mai că se va opri, vei începe de fapt să comunici, să fii în comuniune cu Tatăl, pentru că ești atât de îndrăgostit de El, pentru că chiar înainte de a cere ai deja. Și acum te bucuri, savurezi, ești un duh dătător de viață, dai viață tuturor. Tu umbli ca un fiu pentru că totul despre viața ta este o lucrare deja terminată umbli în uniune cu el. Acum uită-te la Ioan 16. În ziua aceea nu mă veți ruga nimic, Iisus spune asta ucenicilor lui. Adevărat, adevărat vă spun că orice i veți cere Tatălui în numele meu, în numele lui Iisus, vă va da. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți primi, pentru ca bucuria voastră să fie de plină. V-am spus aceste lucruri în chip figurat. Vine ceasul, când nu vă voi mai vorbi în chip figurat, ci vă voi vorbi deschis despre tatăl. El a spus, cereți tatălui în numele meu și veți primi, pentru ca bucuria voastră să fie de plină. Și mai spune, în ziua aceea veți cere în numele meu și nu vă spun că eu îl voi ruga pe tatăl pentru voi, că tatăl însuși vă iubește. Și de ce vă iubește? Pentru că m-ați iubit, pentru că l-a iubit pe Isus și ați crezut că eu am venit de la Dumnezeu. Am venit de la tatăl și am venit în lume. Spune că tatăl însuși vă iubește pentru că m-ați iubit pe mine. Pe cine a iubit? Pe Isus. Și ai crezut că eu am venit de la tatăl. De ce îți va da tatăl ce ceri? Pentru că ai crezut în fiul lui. Justificarea pentru care ar trebui să primești ceva este din cauza lui Isus. Pentru că într-o zi ai spus, Isus, cred că tu ești fiul lui Dumnezeu. Tatăl vrea să-ți dea toate lucrurile doar din cauza asta. Acum, ceea ce se întâmplă este că uneori nu vezi răspunsuri la rugăciune, așa că simți că Dumnezeu nu te iubește, așa că începi să crezi că ai nevoie de alți oameni să înceapă să se roage pentru tine. Crede-mă, mi-am dat seama că dacă Dumnezeu tace, dacă nu văd ceva, probabil că El a vorbit deja despre asta prin cuvântul Său. Așa că treaba mea este să iau cuvântul și să încep să-L deschid și să încep să fiu de acord cu el mai degrabă decât să mă întreb. De ce nu mi-ai răspuns? Pentru că, probabil, el a spus da. Așa că atunci trebuie să încep să fiu de acord cu el cu privire la anumite lucruri, și de aceea vei vedea uneori că ce nu ai văzut timp de 10 ani și aștepți ceva, vezi cum anumite lucruri se schimbă dintr-o dată. Și vom vorbi despre asta în partea a doua. Deci, aceasta este singura pagină, ceea ce am scris pe pagina respectivă. Vei vedea cum toate vorbește despre tu cere, tu întreabă, cereri de rugăciune, tu cere. Și vorbește despre a te învoi cu cineva într-o singură scriptură, despre doi care se învoiesc. Și asta, de asemenea, a spus înainte de a se duce la cruce. Dar acum Hristos este în tine. Totul e El. Ai murit. Totul este Hristos în tine. Totul în viața ta va curge din unitatea ta cu El. Dacă vă spun că cea mai mare minciună pe care o crezi este că ai nevoie de ceva. Nu ai nevoie, pentru că toate promisiunile, la orice te poți gândi, sunt da și amin. Nu s-a terminat cu da. Și cu amin, înseamnă că am făcut-o pentru tine. Deci, cum curce? Prin unitate, și vom vorbi despre unitate în partea a doua. Așa că a fost acea singură scriptură despre cereri de rugăciune, și o scriptură în Iacov 5. Și majoritatea oamenilor spun că, oh, vezi asta, înseamnă că e prin rugăciune, și de acolo vine rugăciunea de felul ăsta. Dar nu pot construi o doctrină pe o singură scriptură. Pavel vorbește despre tot, despre îndreptățirea prin credință. Așa că, da, știm că este îndreptățirea prin credință. Nu este doar un singur verset. Întregul nou legământ vorbește despre îndreptățirea prin credință, că am fost făcut neprihănit prin sângele lui. Dar o să iau o scriptură și să o privesc disproporționat și să fac o doctrină din ea, așa intri în eroare. Deci multă lume spune, da, există cereri de rugăciune și uită-te acum la Iacob 5. Așa că ne uităm la Iacov, capitolul 5, versetul 13. Este vreunul dintre voi în suferință? Într-o altă traducere scrie, este cineva dintre voi în nenorocire? Acum ce spune? Cine să se roage? Este vreunul dintre voi în suferință? Cine să se roage? El să se roage. Este vreunul voios? Să cânte. Să cânte cântări de laudă. Este vreunul dintre voi bolnav? Acum, referitor la boală. Voi vorbi despre asta. Nu este o cerere de rugăciune boala și de cele mai multe ori primim cereri de rugăciune despre boală și nu vezi să se întâmple lucruri. Există o singură scriptură, de fapt două versete în nou legământ, care vorbesc despre motivul pentru care oamenii se îmbolnăvesc. Unul este, vorbește despre faptul că nu ai discernut trupul Domnului, vorbește despre cină, că nu discerni trupul Domnului, asta înseamnă că nu înțelegi ce a făcut pentru tine pe cruce, și în al doilea rând scrie, al doilea motiv este: Este vreunul dintre voi bolnav? Să-i cheme pe bătrânii bisericii. Ei să se roage pentru el și să-l ungă cu un delem. Bătrânii bisericii sunt persoanele care sunt mature, maturi în cuvântul neprihănirii. Ei să se roage pentru el și să-l ungă cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință îl va face bine pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși. Iar dacă a săvârșit păcat, iar dacă a săvârșit păcat, va fi iertat. Într-o altă traducere spune că dacă păcătuiește în continuu, e într-o stare de păcat, va fi iertat. Și apoi spune, uite-te la asta, mărturisiți-vă păcatele unii altora. Nu spune să îi le mărturisești lui Dumnezeu, Spune: Mărturisiți-vă păcatele unii altora. Suntem un singur trup și spune: Iertați-vă unii pe alții, mărturisiți-vă păcatele unii altora și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Nu lăsați amărăciunea, truda și invidia să intre în trup, pentru că odată ce începe să vă vedeți ca unul. Știți ce e o boală autoimună? O boală autoimună este ceva prin care propriile celule îți atacă propriile celule în corpul tău: propriile celule. Cum e și HIV sau artrita reumatică, unele din aceste boli sunt celulele tale, care devin proprii tăi dușmani. Și dacă înțelegeți că sunteți un singur trup, și de aceea spune în mod constant să vă iertați unul pe celălalt, să nu adunați amărăciune, pentru că adun de fapt amărăciune în tine însuți. Așa că trăiți în pace cât de mult, fiți amabil unul cu celălalt în trup. De aceea scrie, mărturisiți-vă greșelile unul altuia, merge să faceți pace între voi. Rezolvați-vă, rugați-vă unul pentru celălalt, ca să puteți fi vindecați. Rugăciunea fierbinte a celui neprihănit este foarte puternică și apoi vorbește despre Ilie și dă un exemplu de Ilie, cu Ilie. Deci el a spus că dacă cineva suferă, el să se roage. Nu eu mă rog pentru tine, tu să te rogi. Este cineva vesel? Roagă-te! Și apoi spune, este unul dintre voi bolnav? Să-i cheme, așa că din când în când, bineînțeles, și în Biloed o să spun, Hai, vino înainte, vă un cu un de lemn și ne rugăm. Dar aceasta este doar un verset din tot noul legământ, iar în majoritatea noului legământ, Pavel se roagă doar o singură rugăciune pentru ca ochii să vă fie deschiși, deoarece așa cum ochii se deschid, toată acea viață curge, nici nu te mai îmbolnăvești, pentru că viața învierii din tine dă viață trupului tău muritor. Ajungi într-un punct în care nu mai te îmbolnăvești, nu trebuie să vii să fii uns, pentru că Duhul Sfânt din tine, care a fost rugăciunea numărul 1, Duhul Sfânt să vină, El face totul. El eliberează, El dă viață, El dă viață trupului tău muritor, El este Cel care face totul. Cu câteva zile în urmă mi-a fost mai frig și am simțit ca și cum, știi, încurge puțin nasul. Și așa cum am dus la culcare, tot ce am făcut a fost că mi-arunc toate grijile și am conștientizat că da, sunt una cu tine, nu este în natura mea să mă îmbolnăvesc și am început să vorbesc despre unitatea mea cu El și apoi am spus... Duhule Sfânt, tu ești în mine cel care dă viață acestui trup, acestui trup muritor. Tu însuflețești acest trup muritor. Și așa cum am spus, asta am simțit cum viața curge din mine și când m-am trezit dimineață, nu mai aveam nimic. În acel moment, nu uita că ești un fiu. Te trezești, te trezești și toată viața aia curge te menține fără boală, respinge orice boală. Este din cauză că ești un fiu. Partea a doua va fi foarte entuziasmată pentru că vei vedea cum primești ca fiu de la tatăl. Așa că acum o să vorbesc despre motivul pentru care oamenii se îmbolnăvesc. Așa că Iacov vorbește despre îmbolnăvirea cuiva dacă au păcătuit și că el va fi iertat. Asta înseamnă că această persoană nu este stabilită în neprihănire. Această persoană încă nu înțelege că lucrarea s-a terminat și tu te înrădăcinezi în neprihănire, te stabilești în dreptate. În 1 Ioan 3 cu 20, oricând ne-ar condamna inimile noastre, Dumnezeu este mai mare decât inimile noastre și cunoaște totul. Prea iubiților, dacă nu ne condamnă inimile noastre, avem îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu. Iar dacă cerem ceva, primim de la El. Dacă te uiți în profunzimea ta, te îmbolnăvești din cauza condamnării. Și de aceea continuăm să vorbim despre neprihănire. Continuăm să vorbim că ești un fiu. Pentru că viața curge din tine. Conștiința devine limpede că da, sunt un fiu. Nu sunt firea mea, sunt un fiu din cauza sângelui lui Hristos și acea viață curge din tine. Uitați-vă la Evrei 10 cu 19. Așadar, fraților, întrucât îndrăznim să intrăm în locul prea sfânt prin sângele lui Hristos, prin calea cea nouă și vie pe care el a deschis-o pentru noi prin draperia care este trupul său și întrucât avem un mare preot peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă sinceră, în siguranță deplină a credinței, având inimile curățite de conștiința rea, de conștiința rea și trupurile spălate cu apă curată, să păstrăm cu fermitate nădejdea pe care o mărturisim, pentru că cel care a promis este credincios. uită la Marcul 2. Isus iartă și vindecă un paralitic. Isus a venit din nou în Capernaum. Când s au auzit că el este în casă, s-au adunat atât de mulți oameni încât nu mai rămăsese nici un loc în fața ușii. Isus le vorbea din cuvânt. Atunci au venit niște oameni care au adus la el un paralitic, purtat de patru dintre ei. Fiindcă n-au putut să-l aducă la Isus din cauza mulțimii, ei au dat la o parte acoperișul casei unde era Isus, au făcut o spărtură și au coborât pe acolo targa pe care era așezat paraliticul. Când a văzut Isus credința lor, i-a zis paraliticului, Deci, aici este un om paralizat. Isus are o mare mulțime căreia îi predică. El predică cuvântul așa că acum ei nu pot să îl ducă pe paralitic la el prin față și îl coboară de sus. Și ce spune Isus? Când se uită la omul paralizat, spune, Fiule, păcatele îți sunt iertate. El compară în mod direct boala din corp sau paralizia cu păcatele. Iar păcatele tale sunt iertate. Câțiva cărturari care și dau acolo, își ziceau în inimile lor. Cum vorbește omul acesta astfel? Blasfemiază! Cine poate ierta păcatele decât numai Dumnezeu? Isus, însă, cunoscând imediat în duhul său că ei gândeau astfel în ei înșiși, le-a zis. De ce gândiți astfel în inimile voastre? Ce este mai ușor a spune paraliticului? Păcatele îți sunt iertate? Sau a spune, ridică-te, ia-ți targa și umblă. Boala este direct proporțională cu o conștiință curată, o inimă care este stabilită în har și neprihănire. De aceea mereu vă spun că sunteți neprihăniți, fără păcat, e prin sânge. Primești toate lucrurile prin sânge din cauza relației de sânge cu Hristos. Primești toate lucrurile. Și de ce spune aici? păcatele tale îți sunt iertate. Ridică-te, ia spatul și mergi. Cu cât știi mai mult că ești un fiu, boala nici măcar nu te va atinge. Boala vine pentru că undeva în adâncul tău e condamnare. Undeva crezi o minciună, că ai o conștiință vinovată. Undeva simți sau te vezi, așa cum vrea Dumnezeu să te vezi, că sfânt, fără prihană, pus deoparte absolut unul cu Dumnezeu. Și Pavel în toate scrisorile lui doar le deschide ochii, pentru că nu ar trebui să te îmbolnăvești, nu este în natura ta. În regulă, viața învierii din tine ucide totul, devii una cu tatăl. Acum, 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 27. Deci sunt două versete care vorbesc despre motivul pentru care oamenii se îmbolnăvesc și unul vorbește despre faptul că nu sunt stabiliți în neprihănire. Asta înseamnă undeva încă este vinovăție și al doilea vorbește despre a nu discerne trupul lui. De aceea oricine mănâncă pâinea sau bea paharul Domnului într-un mod nevrednic. Ce înseamnă un mod nevrednic? Se adunau și se îmbătau. Doar beau vin, mâncau pâine, ca și cum ar fi o masă, într-un mod nevrednic. Va fi vinovat de păcat împotriva trupului și sângelui Domnului. Fiecare trebuie să se cerceteze pe sine și apoi să mănânce pâinea și să bea paharul, pentru că acela care mănâncă și bea fără să distingă trupul Domnului, mănâncă și bea judecata împotriva lui însuși. De aceea, mulți dintre voi sunt slabi și bolnavi și destul de mulți dorm. Vorbește despre a nu discerne trupul Domnului. Vrei să discerne? Du-te să meditezi la Esaia 53 sau la versetul El a fost răstignit pe, pentru fără de legile mele, a fost drobit pentru nelegiuirea mea. Toate păcatele mele sunt luate asupra lui prin rănile lui sunt vindecat, o, am devenit o nouă creație. În 1 Corinteni, toate lucrurile sunt din Dumnezeu, am devenit un fiu al lui Dumnezeu, primesc toate lucrurile, sunt neprihănit, am devenit un fiu prin sângele său, primesc toate lucrurile prin relație și mă odihnesc în asta, nu merg după ceea ce văd și ce toate cele cinci simțuri îmi vorbesc. Nu. El m-a strămutat în împărăția sa. Sunt una cu el. Meditezi asupra acestor lucruri. V-am și spus niște mărturii săptămâna trecută. Tot ce am primit în viața mea a fost pur și simplu uimitor. Super și minunat. Am știut întotdeauna că merit să obțin toate aceste lucruri, pur și simplu pentru că îl cunosc și aparțin lui. Știu cine este tatăl meu. Nu s-a bazat pe abilitățile mele și, bineînțeles, vreau să dau 100% în tot ceea ce fac. Dar motivul pentru care simt că ar trebui să primesc tot ce are Tatăl pentru mine, o porție absolut uimitoare, este doar pentru că sunt una cu Hristos și aparțin Lui. Sunt prea iubitul Lui și acesta este fundamentul meu pentru a primi toate lucrurile. Este pentru că sunt prea iubitul Lui. Prin Hristos am devenit prea iubitul lui. Sunt demn să primesc totul pentru că într-o zi am spus: Isus, tu ești Dumnezeu. Asta e, cred în asta. Și asta este ceea ce înseamnă să fii un fiu. Așa că toate scripturile pe care le-am citit sunt toate despre rugăciune. Mai sunt câteva pe care le voi lua în partea a doua și le voi citi în partea a doua despre ce se roagă Pavel și vom înțelege rugăciunea lui Pavel. Dar astăzi, principala agendă a fost să discutăm despre atunci când oamenii trimit cereri de rugăciune și nu văd rod. Acum, de multe ori când există cereri de rugăciune pentru sănătate sau cereri de rugăciune de vindecare, sunt două lucruri. Dacă sunt fi al lui Dumnezeu, atunci spune, ungeți cu ulei și dacă au comis păcate, adică această persoană trebuie să fie stabilită în neprihănire. Uneori ce se întâmplă? Cineva vine să fie vindecat și ei continuă tot așa cu viața lor. Și apoi dintr-o dată s-ar putea să se îmbolnăvească din nou și apoi se întreabă de data asta de ce rugăciunea nu funcționează. De ce a fost Duhul Sfânt dat în tine? Ca tu să te trezești. Să te trezești, colaborezi cu El astfel încât să crești în conștientizarea ta ca fiu. Asta este ceea ce ar trebui să faci pe acest pământ. Cooperezi cu Duhul Sfânt, astfel încât să te trezești și prin trezirea ta, așa cum ești un Duh dătător de viață, toată moștenirea curge în tine. Și despre lucrurile personale el vrea să-ți fie tată, așa că du-te direct la Isus, la tatăl. Bine? De aceea a venit Isus, astfel încât să nu trebuiască să mergi la o altă persoană sau să faci pe altcineva un guru, ci ca să poți merge direct la Isus, direct Tatălui, pentru că de aceea Isus a venit să fie mediatorul pentru tine, astfel încât acum în toate lucrurile Tatăl să se mândrească să-ți fie Tată. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că tu faci cuvântul lui Dumnezeu fără efect, prin tradiții. Așa că spune să ne rugăm unul pentru altul. Da, să ne rugăm unul pentru altul. Când mă gândesc la voi, bineînțeles că mă voi ruga pentru voi. Mă rog pentru Rișii, mă rog pentru și tal, dar ce mă rog? Mă rog pentru anumite lucruri pe care le-aș putea vedea în viețile voastre ca și probleme. Mă rog pentru un singur lucru, ca voi să vă treziți să vă treziți la unitatea care o aveți cu tatăl. Pentru că știu că așa cum creșteți în conștientizarea unității voastre cu el, a uniunii voastre cu el, toate locurile se vor rezolva în viața voastră. Nu numai care este problema care eu poate o văd, ci chiar și alte lucruri. Pentru că toate lucrurile curg prin unitatea ta. În regulă? Așa cum am văzut și în versete și apoi în mod specific despre vindecare. Dacă există alți oameni care nu sunt fi. Da, Biblia vorbește despre a te duce și a spune mâinile peste ei. Dar aia nu este o cerere de rugăciune. Nu l vezi niciodată pe Isus rugându-se tatălui pentru ca cineva să fie vindecat. El mereu a poruncit. Boală? Pleacă! Așa că mereu vă spun, de exemplu, cum Mac a pus acea mică cerere de rugăciune pentru altcineva. Acum, acea veste a venit la ea, nu a venit la noi. Dacă a venit la tine, este pentru că Dumnezeu crede că ești suficient de echipat pentru a o face. Și așa că, întotdeauna vă spun: dacă a venit la tine, la urechile tale, tu ești un fiu, rostește și s-a făcut. Acea voce care spune că nu, asta e ceva ce e prea mare pentru mine. Spune altora pentru că ai nevoie de mai mulți oameni. Nu e Dumnezeu, este vocea diavolului care vine să spună că nu ești complet. Da, tu ești absolut complet, absolut una cu el. Nu te poți apropia mai mult de Dumnezeu de cum ești chiar acum. Este un singur Duh Sfânt. Chiar atunci când te rogi, știi că ești deja una cu întregul corp, așa că nu am nevoie de tot să înceapă să se roage cu mine. Sunt deja una cu ei. Așa că, precum încep să mă rog, Duhul Sfânt este cel care rezolvă acel lucru și tu o rostești. Nu-l rogi pe tatăl, indiferent ce ar fi acel lucru. Da, boală pleacă. Atât. În numele lui Isus, Ești în Hristos și se face. Treaba ta este să reamintești celelalte persoane că sunt un fiu, că un fiu este suficient pentru a rezolva treaba. Și uneori, dar printr-o cerere de rugăciune, crede-mă, uneori când ne confruntăm cu situații, motivul pentru care trimitem acele mesaje e din cauza anxietății noastre. Pentru că în acel moment crezi că problema este mai mare decât tine, decât cine ești și treaba mea este să-ți amintesc. Hei, ascultă, ești mai mare decât orice vine împotriva ta. Mai mare este El care este în tine decât Cel ce e în lume. Așa că ceea ce am făcut a fost să reamintim că, uite, ești un fiu, că pentru că a venit la tine, vorbești și acea problemă se apleacă. Uneori când trimiți acele cereri de rugăciune, sau orice altceva, se întâmplă două lucruri. Fie crezi că dacă mai mulți oameni se roagă, devine mai puternică, sau Dumnezeu nu te aude și el aude de la alți oameni. Sunt niște minciuni pe care le crezi. Tu ești absolut una cu el. Tatăl te iubește și Tatăl vrea să-ți dea toate lucrurile. În al doilea rând, când mulți oameni se roagă. Nu devine rugăciunea mai puternică sau mai slabă. Viața învierii care l-a înviat pe Hristos din morți locuiește în tine. Atunci când vine la tine, de aceea spun să fii nemișcat și să știi că ești un fiu, și un fiu care știe că este un fiu, care nu uită că este un fiu în acel moment, este suficient pentru a rezolva treaba. Uneori, colectivitatea și totul este doar din cauza anxietății tale și îți vei da seama că nu este suficient și acum te aduni împreună cu alții, ești într-un colectiv, dar sunt fii care știu că sunt fi care se adună împreună cu o singură minte într-un singur trup pentru un singur scop. De aceea ne adunăm împreună și ne ridicăm unii pe alții că suntem fi. Așa că, în partea a doua, să vorbesc în mod special despre sănătate. O mulțime dintre voi care au trimis cereri de rugăciune legate de sănătate este un mod în care împărăția operează, iar Dumnezeu vrea ca tu să primești sănătate divină. Și dacă cooperez cu asta, dacă cooperez cu modul în care funcționează Regatul prin scriptura Lui, vom lua scriptura despre cum Dumnezeu intenționează și vrea să-ți dea toate lucrurile. Vei vedea lucrurile întâmplându-se. O să abordez în mod special sănătatea și finanțele și toate lucrurile cum facem, cum primim. Și îți vei da seama că nu legătura cu rugăciunea. Mulți dintre voi aveți speranța amânată, ca și cum. Oh, Dumnezeu nu mi-a răspuns la rugăciune. Și nu este vorba despre o problemă de rugăciune. Uneori este vorba despre faptul că la capătul tău al lucrurilor. Nu vezi acele lucruri așa cum le vede el și el vrea să încep să vezi lucrurile așa cum le vede el. Asta înseamnă să fie în acord. De curând, menajera mea de acasă a avut un vis și de aceea am vrut să împărtășesc despre rugăciune. Ea a văzut că în Biloued era uimitor, dar ea a văzut această doamnă bătrână și aproape că ea arăta ca Maica Maria, doar că era foarte bătrână și toată lumea, de fapt, nu toată lumea, dar unii oameni mergeau la ea prin rugăciune. Nu toată lumea, dar unii mergeau la ea. Și ea dorea ca și alți oameni să vină ca ea să se roage pentru ei. Și eu am știut că asta se referă la tradiții și toate sistemele și mentalitățile ca un duh religios. Locul unde ești. Atât de obișnuit să faci anumite lucruri. Și ea a vrut ca toată lumea să vină la ea. Și este un Duh, și nu este Dumnezeu. Nu este Dumnezeu. Și orice nu este de la Dumnezeu, nu este viață. Așa că acest Duh a vrut să vină, și v-am spus, tradițiile oamenilor fac ca Cuvântul lui Dumnezeu să fie fără efect. Deci este vechea mentalitate care a venit din lume în tine și nu este din Dumnezeu și ea trebuie să fie distrusă. Mentalitatea religioasă trebuie să dispară. Suntem fi, suntem duhuri dătătoare de, de viață. Așa că știu că unii când sunt tentați să facă asta și să fie în aceste cicluri, dar noi suntem aici pentru a rupe aceste cicluri, pentru că Biblia spune că unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. Primești toate lucrurile prin unitatea ta. În nou legământ este fiul care vorbește în tine. Nu este ceva exterior. Așa că ea a împărtășit acest viu și a fost uimitor și am spus, ok, vreau să împărtășesc acest mesaj. Deci unele lucruri arată ca fiind spirituale și arată ca Dumnezeu, dar nu sunt bazate pe fundație. Biblia spune că fundația mea trebuie să fie Hristos, în Hristos, așa că orice nu este în Hristos trebuie să plece. Acum câțiva ani v-am spus că am auzit o voce audibilă care mi-a spus și în acea perioadă aveam acest lanț uimitor de cereri de rugăciune unde toată lumea îmi scria cererile lor de rugăciune și chiar primeau răspuns. Dar devenise așa, scriei lui Pria. Și am auzit o voce audibilă care mi-a spus, Maica Maria, și de multe ori Dumnezeu mă corectează prin umor, așa că m-am trezit și m-am întrebat, de ce mi-a spus Maica Maria? Și m-am întrebat, ce face Maica Maria? Și ce fac cei din Biserica Catolică? Ei merg la Maica Maria și îi spun, Maica Maria, tu roagă-te lui Isus pentru mine. Ei nu merg direct, dar ei vor ca Maica Maria să se roage sau ea să fie mijlocitoare. Și apoi mi-am dat seama că ceea ce făceam era să atrag toți oamenii la mine și să spun că da, mă voi ruga lui Isus în numele tău. Mi-am asumat rolul Maicii Maria și asta se întâmplă cu cererile de rugăciune, undeva crezi că tatăl nu te iubește. Așa că ai nevoie de altcineva să se roage pentru tine. Poate că îi va auzi pe ei în loc să te audă pe tine. Și tu înlocuiești, e cumva în numele acelei persoane, nu este în numele lui Isus când face asta. Așa că acea fundație nu a fost din Dumnezeu, și sincer vorbind, ar fi o lucrare moartă. Nu e așa, Nici un fel de viață din asta nu au crescut o conștientizarea că ei sunt un fiu, au primit doar niște răspunsuri la rugăciuni și apoi s-au întors la viața lor și au avut alte probleme. Așa că nu merge așa. A fost într-adevăr o lucrare moartă și a trebuit să rup asta și le-am spus că de acum vei merge la tatăl pentru că el te iubește și îți va da toate lucrurile. Și apoi am început să înțeleg cum atunci când cooperez cu Duhul Sfânt Primești toate lucrurile prin unitatea ta cu el. Și așa operează împărăția. Așa operează Tatăl în tine. Totul funcționează prin unitatea ta cu el. Așa că multe lucruri care nu sunt viață și sunt lucrări moarte, nu vrem să le avem în biserică. De aceea împărtășesc asta. Așa că, miercuri va fi grozav. Vei auzi mai multe. Du-te la Tatăl cu toate lucrurile. De aceea a venit Isus, că vrea să fie cel care dă, și în partea a doua vom vedea cum prin unitatea ta totul va curge și voi vorbi în mod special despre vindecare și despre alte lucruri. Bucură-te de Tatăl! Așa că sper că mulți dintre voi ați înțeles multe din lucrurile pe care le-am spus. Dacă aveți întrebări, mi le puteți trimite. V-am dat toate scripturile despre rugăciune, sunt chiar în fața ta. V-am spus că sunt doar două instanțe diferite, așa că nu putem construi o doctrină pe două versete. Vei vedea multă eficacitate în viața ta de rugăciune după ce facem și partea a doua. Rugăciunea nu este nimic altceva decât a vorbi cu Dumnezeu. Vei vedea cum le primești ca moștenire a ta. Hai să vedem. A, cina. Luăm cina azi? Da. Hai să luăm elementele. Deci, cina este un moment în care discent trupul Domnului. Chiar și acum când faci asta, vreau ca și cultură în Biloed, începe să vă rugați unii pentru alții. Nu este vorba despre a te ruga pentru nevoi, nu vorbesc despre așa ceva, ci despre cum se rugau apostolii pentru biserică și care a fost rugăciunea lor. Și dacă îți vine cineva în minte, da, încurajează-l. Începe să te rogi în limbi sau te rogi pentru ei, și acum ajunge într-o unitate unul cu celălalt. Roagă-te și eliberează acea viață în trup, indiferent de revelația pe care o primești. Începe să vezi lucrurile și eliberează-le înapoi în trup, în sufletele tuturor celor din trup, pentru că ei se vor trezi în ele, vor primi toată acea moștenire. Așa că, Tată, luăm trupul tău, îl frângem chiar acum și îți mulțumim că acesta este trupul tău care a fost frânt pentru noi, că prin unitatea mea cu tine primesc toate lucrurile. Îți mulțumesc că sunt absolut una cu tine, că tu ești Tatăl meu, că l-ai trimis pe Isus ca să pot fi înapoi acasă cu tine, ca să poți veni și locui în mine, că Duhul Sfânt poate veni și deveni una cu mine. Îți mulțumesc că acesta este trupul tău frânt pentru mine. Îți mulțumesc că carnea mea nu are nicio boală, nu are moarte în el, pentru că tu trăiești în el. Îți mulțumesc, Tată. Îți mulțumesc, Tată, pentru sângele tău, Isus. Îți mulțumesc că ți-ai vărsat sângele pentru mine, că sunt neprihănit din cauza ta, că sunt sfânt, sunt pus deoparte, sunt fără vină, sunt acceptat că sunt frumos, că sunt sănătos, am sănătate divină, am viața ta. Nu este absolut nicio moarte în mine și în viața mea, în orice domeniu, doar din cauza a ceea ce ai făcut pentru mine. Îți mulțumesc din toată că toată viața mea este în sângele tău și sângele tău ține totul în viață. Mărturisiți-vă păcatele unii altora și rugați-vă. Va trebui să auzi întregul mesaj. Aș vrea să faci asta. Să mărturisești păcatele, există o singură scriptură despre rugăciune în felul acesta. Și aceasta este scriptura. Rugați-vă unul pentru celălalt. Și de aceea am pus, am spus că nu poți construi o doctrină pe o singură scriptură din întregul legământ. Ascultă întreaga învățătură. Am luat fiecare verset din notițele de referință. Este despre rugăciunile care apostolii s-au rugat și, după cum am menționat, totul are legătură cu trupul, cuvântului care merge înainte. În principal, rugăciunea lor a fost ca Duhul Sfânt să vină peste ei, astfel încât atunci când ai Duhul Sfânt ai toate lucrurile. El este învățătorul. El face totul. Și acolo unde cererile de rugăciune sunt menționate, este doar o singură scriptură. Este în Filipeni unde spune: Du-cererile tale de rugăciune la Dumnezeu, Tatălui. El îți va da totul, în regulă. Deci nu vrem să lăm cultura lumii. Dumnezeu vrea să fie Tatăl tău, cel care îți dă mașina, cel care îți dă telefon mobil, el Tatăl. Și de ce ar face Tatăl asta? pentru că vrea să te apropii de el, astfel încât să crești în conștientizarea ta ca fiu împreună cu el. Și așa cum el este un duh dătător de viață pentru tine și tu vei fi un duh dătător de viață pentru alți oameni. Așa că aș zice să treci din nou prin toată predica și vei înțelege mai multe despre rugăciune. V-am spus, nu toate lucrurile pe care lumea le face, doar pentru că lumea o face, și ce din trup s-au obișnuit să o fac în general, nu înseamnă că e din el. Dumnezeu m-a corectat de multe ori când m-am dus la alți oameni și le-am spus, roagă-te pentru mine. El a venit în visele mele și mi-a spus, vino la mine. Așa că toate lucrurile pe care le dau în Biloed sunt prin viață, ceea ce el mi-a vorbit. Fiecare verset pe care l-am luat astăzi v-am arătat și am susținut-o cu scripturile. Și vedeți cum este cultura rugăciunii în nou legământ, în Biblie. Este pe temelia de a fi în Hristos. Și în partea a doua vei vedea și voi vorbi despre cum primești toate lucrurile în Hristos. Vei înceta să faci o mulțime de lucruri. Așa că dacă lumea vrea să o facă, lasă-i să o facă. Dar noi nu vom face nimic care nu este construit în Hristos este o lucrare moartă. Nu este Dumnezeu, este idolatrie și nu ne vom închina la nimic altceva. Noi suntem în Hristos și deci totul vine din viață, în El. Ești o ființă spirituală, în regulă, așa că iei cuvântul ăsta și reascultă toată predica și vei găsi răspunsul la acea scriptură. Puneți pe conversația de pe Zoom. Trimiteți-mi mesaj, pentru că vă pot vedea. Mama lui și tal are ceva de întrebat. Ce vrei să întrebi? Am o durere de cap severă. Am proclamat rostii, dar nimic nu s-a întâmplat, nimic și am suferit mult. Apoi, până la urmă, m-am dus la doctor și a spus ceva. Dar eu tot cred că Dumnezeu m-a vindecat, dar tot iau medicamente. Vorbim în mod specific despre rugăciune. Vreau să spun despre sănătate în partea a doua. Da, și este foarte profund. De aceea, de multe ori în sănătate am văzut oameni care trimit cereri de rugăciune și trimit la 2000 de oameni. Și cum de nu se întâmplă nimic? Este pentru că, dacă ceva nu este o lucrare vie, în viață este o lume moartă, și mâine vă voi arăta că. Ori de câte ori Pavel vorbește despre rugăciune, deci asta va fi acoperit în partea a doua. Asta e tot ce vreau să spun. Voi acoperi specific despre vindecare, dar vreau să spun asta că pe măsură ce crești în conștientizarea ta că ești un fiu, totul curge din unitatea ta cu el. Deci nu este o problemă de rugăciune, trebuie să începi să fii de acord cu ceea ce tatăl spune despre tine și voi împărtăși din viața mea personală despre cum am început să umblu în sănătatea divină. Așa că am vrut să acopăr asta în predica de azi. Orice altceva vreți să mă întrebați, puteți face și vă veți da seama că uneori trimiteți cereri de rugăciun și nimic nu se întâmplă. Chiar și eu am experimentat asta și nu-mi place. Vrem să devenim, să vedem eficacitatea. Sunt întotdeauna pentru eficacitate. Cum devine cuvântul lui Dumnezeu eficient în viața mea? Există viață în asta? Dacă nu este viață, este o lucrare moartă. Deci, orice lucru care este o lucrare moartă, nu vrem să-l încurajăm. Așa că vom încheia predica. Nu cred că cineva mai are altceva. Voi acoperi o mulțime de lucruri în partea a doua, așa că vă rog să nu o ratați. Chiar o să vă placă. Și știu că vei începe să primești lucruri. Voi împărtăși o mulțime de mărturii, voi împărtăși o mulțime de exemple din viețile oamenilor. Nu au văzut ceva atât de mult timp, și apoi au început să vadă că lucrurile se schimbă în viața lor. Așa că alăturați-vă miercuri pentru partea a doua despre rugăciune și ascultați predica asta din nou. Am luat fiecare verset despre rugăciune și am pus-o acolo în document. Și așa cum am spus, nu puteți construi o doctrină întreagă doar dintr-un verset sau două. Și uneori asta e ceea ce face biserica. Haideți să ne rugăm și să încheiem azi. Vreau să dăm o zeciuială spirituală din toată revelația pe care ați primit-o astăzi și să o dăm lui Isus. El este marele nostru preot și ne închinăm lui cu ea. Tată, venim la tine. Isuse, tu ești marele nostru preot și eu dau o zeciuială spirituală din tot ceea ce ne-ai dat astăzi. Toată viața care a venit astăzi în sufletele noastre, toată viața care a venit Tată, îți dăm o zeciuială din aceasta, Isuse, și ne, și ne închinăm cu ea ție chiar acum. Începe să te rogi în limbi, doar închină-te lui cu toată înțelegerea, cu toată revelația care ai primit-o. Ne vedem miercuri. Nu ratați, o să vă placă cu adevărat, și veți începe să vedeți cum lucrurile se analizează fără efort în viața voastră. O să vă placă, o să vă placă cu adevărat.